În emisia de ieri am văzut câteva imagini în care Antonia și Valentin se bucurau de o apropiere mai pronunțată. Ce e, Antonia? Vine să plâng. Îți venea să plângi? De fericire? Nu, nu de fericire. Păi cred că de supărare. Știi? Că plângi și de am plâns sau râzi? Ambele. Mă simt penibil, rău. A fost foarte frumos. Adică e, lăsați, că nu e caz. Păi, orice mi se pare că sunt niște momente foarte intime și pe care toate cuplurile le au, dar nu știu. Tu ce zici, Valentin? Da, mie nu mi s-a părut ceva. Nu eram, acolo nu, nu eram dezbrăcată. Nu am continuat nimic. Nu eram dezbrăcată, dar... Eram în fustă, da. Se ridicase fusta. Nu a fost nimic că ieși din colo. Data viitoare să ții blugi ca să nu se mai vadă nimic. Eu te ce încurajări primești de la mama săptămânii. Mie mi-a plăcut. Și că asta da film. Hopa! Eu așa vreau, dragoste, iubire. Da, acum sfatul meu este să nu mai căutați unghiuri moarte, că nu. Au căutat-o alții nu știu câte sezoane înaintea voastră și nu le-au găsit. Ce mă mai, s-a întâmplat, s-a văzut ceva mai mult? Nu s-a văzut nimic mai mult. Numai că s-a ridicat un pic fusta acolo. Hai, lasă-mă, mai bine că nu v-a certat. N-a fost Doamne, nu mai mult pot, ca să fie... Să fiți pedepsiți și asta este. Nu vezi din cauza lui Pampilică și cu... Păi, tu trebuia să nu intervin cu Pampilică. Să-l lași în pace. Păi ce? Ce? Păi dă-te spui, nici nu știi despre ce vorbești și ba, deja cred că ai știe, început. Cred că știe. Păi nu, că uite că a luat pedepsă, că nu poate să-și asume un sărut, mă, frate. Zici că au 15 ani. Doamne, n-am plâns niciodată de... de rușine. N-are nimica, că n-ai făcut nimica de rușine. Că s-a ridicat fusta un pic, se poate ridica la oricare și când te așezi pe scaun. Săraca bunica mea. Lasă pe bunica ta, că bunica ta și ea a trecut până... și e o dulce măcar bunica ta, se... ca și mine de altfel. Dacă făceați ceva să vă bătesc, sau asta, să vă certați, mie mi se era... pare că noi suntem cel mai pasional cuplu, da, sincer. Mie mi se pare că dacă o să ajungeți la sărută de 3 ore, voi o să fiți aia care o să rezistați. Și eu cred la fel, că noi o să câștigăm task-ul. Da, sunt sigură de asta, nu știu de ce, dar să ajungem acolo. Și voi să vă iubiți în continuare, că asta contează ce e între voi, nu ce spune lumea. Mai ascultă și de mine, că și eu am presimțirile mele. Eu știam că sunt niște unghiuri și niște daste un pic mai moarte, că știu, dacă mă înțelegi. Dar și eu am pofte. Sunt niște lucruri foarte intime și chestia aia, nu te mai urca peste mine, te rog. Bine, se vede oribil. Ca să poți să faci ce vrei tu. Vezi că dacă mă urcam peste tine așa, nu se vedea mai mult decât trebuia. Înțelegi? Antonia a fost tot pe gânduri după ce a văzut acele imagini, dar a primit câteva încurajări ca să nu mai mustre conștiința. Delia, tu ești sinceră, s-a văzut urât? Nu în față, sigur? Nu, frate, ce? Faci ceea ce simți. Da. Da. Că tu mi le zici în față. Eu, de exemplu, nu te-am spus că mi-a plăcut. Am văzut că v-a plăcut, doamna Ioana. Când a fost filmul, a plecat bunica la culcare. Că filmul nu mi-a plăcut, că era, mi-era rușine de voi, că era prea mult sex. Și aici? Și ăsta mi-a plăcut. Asta bunica cu deja gogodată. Sunteți într-un cuplu? Da. Adică, ce, care-i problemă? Sunt lucruri normale. Da. Nu s-a văzut rău. Adică eu... Ești tânără. Adică eu stau și mă gândesc cum aș fi fost eu, știi? Eu așa mă calculez. Mai bine că sunt singură. Ai fost deranjat de ce ai văzut sau mi s-a părut? Too much. Și ce treabă ai tu? Ce? Nu, e too much dacă eu, adică eu personal nu m-aș face treaba asta cu tine. Adică nu te are. Dar tu de ce erai deranjat de ce au făcut ei? Ce? Nu înțeleg. Nu
eram deranjat. Nu era deranjat, nu asta interesează. Pe mine nu mă interesează, pot să fac oricine, așa orice. Am văzut. Pot să fac oricine, orice aici. Pe mine nu mă interesează asta, ce fac ei. Puțin îmi pasă, înțelegi? Nu era vorba despre persoanele, despre niște reguli. Nu, noi vorbeam despre altceva. Noi de... era vorba dacă eram eu cu tine într-o ipostază. Păi nu eram noi acolo. Dacă am fi fost... Nu te-ar fi expus. Tocmai de asta nu te expun, te protejez. Nu? Eu nu aș fi eu de acord. Nu te-ai fi gândit la asta, clar. Nu s-a văzut, ce să vadă urât. Sigur? Că tu cum zici? Eu prefer de tineri, nu. Dar nu știu cum vede lumea de acasă. Dacă e acasă, nu fac... Păi da, nu fac la televizor. N-am cum, o fac în fața televizorului. Nici n-am cum să ajungă unii care taci. Sunt pe acasă. Taci. Ajungă pe aici. Doar taci. Doamne, decât taci. Nu e vorba așa. E bunea. Ce pare urât e că tu vrei și el nu vrea ca și cum, știi? Nu, no, e chiar așa. Nu, vină înapoi! Vină înapoi! Ba, mie așa mi s-a părut un pic, așa am văzut. Dă idei ca să o apuce ea, că ei trebuie doar scânteie, atâta. Nu, nu a fost așa, Antonia. El voia și nu voi. Da, ce părere aveți despre cum comentează casa? Știam. Ce? Și dacă m-am dus și am întrebat pe cineva, s-a văzut ură și mi-ar fi zis nu oricum, n-aș fi crezut, adică știam oricum. Asta este, eu în momentul ăla am zis, ia uite ce oameni drăguți ne-au închis lumina să avem niște intimitate. Da. Ce să mai zic acum? Tu ce zici, Valentin? Eu nu am nicio părere despre ce vorbește casa, eu fac ce simt. Simt că tentațiile sunt mari și nu din partea mea, cred că din partea la toți concurenții, că noi poate suntem un pic mai obraznici, cum s-a și văzut. Ăștia suntem. Dar tu încă mai cauți unghiurile alea moarte? Păi cred că o să le găsesc. E, ia să vezi tu cum nu o să le găsești și cum o să... Ei, glumești. Apăreți la televizor. Le vezi a doua zi. Da, exact, le vezi a doua zi. Unghiurile moarte care nu sunt moarte, nu? De fapt. Dacă sunt burate, e ok. Glumește. Dar uite, dacă ar fi să cităm alți concurenți, tu ai expus-o pe Antonia. Da. Unei situații pe care ulterior a regretat. Nu pot să spun că am expus-o, că amândoi ne dorem. Cam atât. Acum sunt părerile diferite, vorbește lumea, nu am ce să spun mai mult. Da, pe de altă parte, cele mai culmea, cele mai îngăduitoare au fost mamele și bunicile. Culmea, da. Da. Aulă, cine a comentat? Ioana. Și... Nu ați nimic. Vezi că eu am auzit. Spune ce am uitat la brățul. Lasă să nu mai zică, da. Da, cine? Doamna Ioana, doamna Floarea? Ce-am făcut? El rău. Mie mi-a plăcut. V-a plăcut filmul? Așa ați zis. Foarte frumos. Da, ce să zic? Cred că dacă ea era credeam urcată că Romeo și în altceva, Julieta nu s-ar fi văzut la fel. A fost și... Asta era fusta de vină? Asta era fusta, cea păgubașă. Păi nu de asta ziceam, fusta aia de vină. Fusta asta da. E, da, asta e fusta asta mea a fost? Preferată, din da. Păcate. A, am înțeles. Ce să fac, îmi place să por ochii și fuste, asta e, nu eram dezbrăcată nimic. Doamna Simona, și știți cât de cuminte am fost sâmbătă? N-am băut suc, am stat numai cu Valentin. Am auzit că n-ați băut. Chiar da. Eram curioasă dacă... Chiar am zis, gata, luni, în sfârșit, sunt și eu ok, n-am mai făcut nimic. Ce-am făcut-o și mai... Da, săptămâna trecută au fost ciorapi, acum e fusta, săptămâna viitoare... Nici nu mai vreau să mă gândesc. Nu o să mai văd nimic pe ea. Da. Ce... Stai, nu, asta n-are cum. Cine era Pimpiricu? Albert, eu mai am apelat TV Queen, sper că nu s-a supărat pe mine, adică ne permitem unul altul, doar m-a... Nu s-a supărat, dar nici bine nu i-a picat. Da. Da, aia putea să... Aia putea să te abții, nu? Așa asta voi să zic. Da, era vorba doar că nu și-a asumat, adică
după ce că știa că este văzut de cineva, Maria a văzut că e prinsă la mijloc și a asumat. Mă, ca să te fac să înțelegi, cred că amenda a fost luată pentru păstrarea secretului, nu? Nu, era vorba de... Pentru neapărat că nu am spus eu. Sau faceți-mă și mine să înțeleg că nu mai există... Pentru că ați vorbit codat în casă. A. Da, aveți voie să vorbiți codat. Eu înțeles să de la dumneavoastră că dacă el recunoște aici, nu primeam acea pedeapsă. Da, dacă, într-adevăr, dacă cum se termina materialul și voi ridicați mâna, avem ceva să vă spunem, ați recunoscut, ok, nu mă văzuserăți până ieri. Adică poate voiați să-mi spuneți personal. Da, așa, voiați să... E un secret pe care... Mamă, vine fata asta, ei îl spunem. Până atunci, nu-l, dacă așa, nu dădeam sancțiunea. Dar dacă și după ce ți-am dat cuvântul, tu mă duceai pe la Ploiești și un pic prin Câmpina... Da, nu venea să zic așa direct. Erai un pic pudic. Da. Sau aveai nevoie de vreo jumătate de oră. Am fost supărat meu, îmi pare rău. Și tu ai fost supărat că există posibilitatea să fie ultima săptămână a ta și... Poftim? Zi tare, cu tare. Nu, am zis că Valentin era supărat după ce a auzit chestia aia, că există posibilitatea ca pentru el să fie ultima săptămână. Și că primești scrisori din două săptămâni? Da, știu, m-am gândit și la asta și îmi pare rău față de toți că s-a întâmplat așa, chiar îmi pare foarte rău. N-aș vrea să se ajungă la asta. N-am știut nici eu cum să gestionez exact situația și îmi pare rău pentru asta și față de voi, mai ales la tine, că e posibil. Situația cu sărutul. Da, nu am știut exact. Asta cu secretul ascuns, asta trebuie să o știți cum să gestionați, pentru că știți că n-aveți voie să vorbiți cu șușotel și cu semne. Da, asta e... Na. Da, în momentul când mi-ați dat cuvântul, așa, am exemplificat ce s-a întâmplat și așa, și mă gândeam că mai zicești ceva și după o să zic, dar n-a fost chiar. Adică că te rog, hai te rog, zici ceva. Hai te rog, zici ceva. Și așa, un avertisment. Da, încă ceva, așa m-am gândit eu, na. Mă rog, asta e, o să supraviețuiți cât sunt, 7-8 zile fără scrisori și fără pachete, nu? Și dacă primim mâncare, doamnă, ți-mă. Nu o să primiți mâncare pentru că cred că toată lumea a înțeles că e o sancțiune în casa Mireasa. Cei care urmăresc și cei care vă trimit se uită la emisiune. Și cu atât mai mult cu cât știrile de genul acesta circulă inclusiv pe grupurile și pe pagina oficială. Deci cine are de trimis de-astea perisabile a aflat că nu ajung la voi până miercurea următoare, pe 13. După 13 puteți să aliniați torturile aici. Torturile, da. Poate au fost deranjați cu 8 martie, poate că iau băieții da. Să dea aia a fost cea mai mare fetii, da. Să știți că primul sezon pe care eu l-am prezentat aici la Mireasa a fost imediat după pandemie, sezonul al doilea. Și în acel sezon, practic, nu exista nimic, nu se prima de afară. Cred că aveau, nu știu, o dată pe săptămână primeau niște... Habar n-am, niște scrisori, ceva, în orice caz. Dacă orice trebuiau să facă, confecționau ei, nu știu. Aveau de făcut un mic dar, făceau ei pentru fete. Nu știu, puneți-vă mintea la contribuție. Faceți ceva, un tort, clătite, ceva dulce, confecționați un colier din ceva. Nu știu, gândiți-vă. Gândiți-vă că nu ați fi avut ajutor de afară. Vorbiți cu colegii mei de la producție, s-ar putea să vă ajute? Nu știu, cereți, în principiu cereți, vedeți, primiți, nu primiți. Gândiți-vă, da?